Cine vine așa, țopăind de la emisiunea acum. Dacă o divă, da, ai văzut? S-a și dus glonți către canapea. Foarte frumos. O să mă pup pe mine dacă e. Da, te rog, te rog frumos. Păi ne-am văzut și înainte să intrăm în direct. Dă-mi voie să te iau în brațe și să spun că mă bucur foarte, foarte tare că ești foarte bine. Asta contează. Haide să luați loc aici, mamă și fică. Ce faci? Cum ești? Sunt foarte bine. Acum ești foarte bine? Da. Mi-a povestit mama ta prin ce ai trecut și crede-mă că mă gândeam să te faci cât mai repede bine și cât de greu ți-a fost. Foarte greu. A fost îngerător. Cât am stat în spital, a fost foarte greu. Cât ai stat în spital? O săptămână. O săptămână a fost cea mai grea săptămână? Da. Dar de fapt eu cred că mai greu a fost toată perioada când a trebuit să porți corsetul ăla. Mi-a rămas în cap ce spunea Roxana, că practic tot ce nu mai vrei, nu mai vrei să auzi de corsetul ăla. Da, nu mai vreau niciun fel să aud de corsetul ăla. L-ai purtat mult, nu? 2 ani. Îl mai ai acasă? Nu, l-am aruncat. L-ai aruncat, nu? Da. În primele momente când am ajuns acasă, imediat de la spital, cred și eu, cred. A pus o semnătură pe el, a scris, ai scris data? Nu? Da, și i-am scris numele meu și l-am aruncat. Am filmat când am aruncat corsetul. Fii atent, au găsit colegii mei niște imagini cu tine, Ana, de acum 15-10 ani? Sau da. Când a venit prima dată? 15 ani. Aveai 2 luni. Adică era la puțină uite vreme aici. După... Asta mică ești tu. Și wow, asta ce drăguț, uite ce drăguță era, zici că e mascota Michelin. Da. Salcuțe. De aia mică ești tu, Ana. Ce drăguță eram. Acum 15 ani. Îți mai aduce aminte când ai fost la noi în emisiune? Nu. Și aduce aminte de acum 3 ani, când am fost și cu Cezar. Da, da, asta exact. Da. Dar uite-te aici cât de tare mi se pare poza asta. Vai, și de fapt îmi dau seama cum trece timpul și de cât timp suntem noi la emisiunea asta zi de zi aici. Păi aveai cred că 2-3 luni de când... Aici aveai 2 luni și 2 săptămâni. Ia, da, nu zic că... Da, și noi eram la noi început? Am venit la tine în emisiune exact la 2-3 luni după ce a apărut emisiunea ta la Pro. Noi în 2008 sau 2007, Greta? În 2008. Noi? În 2007 final, cred. Mă... Foarte frumos, e foarte important, Ana, că ești bine. Și uite-te tu, Cătălin, cum arătai, fii atent. Da. Oare e vreo schimbare? Nu, niciuna, deloc, absolut deloc. Deloc, da? Deloc. Mă, cum trece timpul. Eu mă bucur că ești bine, Ana, pentru că de fapt asta contează. Și acum te-ai apucat de sport, că acum de fapt faci multă recuperare, nu? Da, fac în fiecare zi kinetul. În fiecare zi? Da. Și ai voie să faci not, să faci și sport? Pentru că în not am voie din noiembrie. Dar m-am reapucat de dansuri. Da? Adică nu că m-am reapucat, dar eu sunt acum boboacă la liceu și am balul bobocilor. Ești clasa noua? Da, și avem repetiții. Adică participă la Miss Bobo. Da, și trebuie să pregătesc un moment special. Felicitări. Și vreau să spun, succes. Da, când mi-a trimis un filmuleț cu ea dansând acolo, m-am cam speriat. Da, am și trimis instant doctorului Alexandru Thierry, a zis, her doctor, uitați ce face fata mea. Are voie? E ok, are voie. Și a spus că, da, că are voie, dar s-ar putea să facă o contractură musculară, pentru că chiar uite, dacă... așa arăta coloana. Coloana, da. Deci. Astea sunt chiar imagini filmate miercuri, săptămâna trecută. Vineri am avut un live pe pagina mea Facebook cu chiar doctorul care a operat-o, cu Alexandru Thierry. Eu mă bucur că faci chestiile astea publice, pentru că poate sunt mulți oameni care nu știu la ce doctor da, să adreseze, că... mă, nu știu pe cine să întrebe sau unde să întrebe. Ne-am axat strict pe scolioza la copii. A fost un live pe care l-am făcut și a fost chiar el un... El e doctorul? Da. Nu, el este medicul recuperator. El este Răzvan. Da, doctorul Thierry a fost greu de prins la filmare. Doar la live ce l-am prins vineri seara de la ora 19. Un live pe care l-am dat și pe YouTube. 9 ore. 9 ore a durat operația? Da. Dar vrei să o faci cu orice preț, pentru că nu mai puteai de durere, da. Nu? Și ți era imposibil să mai sporți ultima... cu corsetul ăla. Da, în ultima lună mă dureau foarte rău coastele pe partea asta. Te-a păsat corsetul, nu? Nu, mă dureau coastele, adică când stăteam în pat, pur și simplu mă durea partea asta foarte rău. Dar tu făceai și scrimă, începusei să faci scrimă? Da, acum un an, anul trecut în vară, am început să fac scrimă. Și ai renunțat la scrimă, nu? Da, pentru că scrima nu era... Nu e indicat să faci. Mânuia exact pe partea unde opusă. Pe partea opusă și practic accentua și mai tare curbura coloanei. Și din acest motiv doctorul a zis că este mai bine să oprească din... Uite, asta e. Asta e, deci să nu mai vezi așa. Este corsetul, bye bye, da, uite asta e scris, uitasem ce e scris pe corset.
Da, imaginează-ți că purta 21 de ore din 24 corsetul ăla, iar la început avea nopți albe pentru că nu putea să doarmă cu el. Este cumplit, iar copiii care trebuie să poartă așa ceva, înțeleg. Chiar m-am gândit foarte serios să înființez o organizație sau o asociație, să le ofer suport copiilor care suferă de scolioză, mai ales că și Ana a trecut printr-o scolioză severă, 64 de grade, asta a fost și motivul pentru care am făcut acest subiect live. 64 de grade e maximum, nu? 64 sus cu 42 mai jos. Există și cât a operat? Ne-a arătat 134 de grade, da. Operat un notător de performanță. Un notător? Un notător, da. De performanță, da, și s-a reîntors. După 3 luni s-a băgat în bazin la nu știu ce campionat. Ce? Și a luat locul 4. Dar uite, știi ce vreau să întreb? Poate vine părinții să meargă să-și consulte copiii la un medic, nu? De unde mergi? Absolut, la ce, da. Și chiar discutând cu doctorul Thierry despre subiectul ăsta, spunea că apare în general în perioada adolescenței, când părinții își văd mai puțin copiii dezbrăcați. Este și perioada cea mai mare de creștere. Dar tu dacă o vedeai pe Ana dezbrăcată, tu îți dădeai seama că ea are coloana strâmbă? Eu să știi că n-am observat. A observat Silviu în perioada pandemiei. A observat că avea un număr mai sus și unul mai jos. Și încă lucrăm la acest aspect. Chiar dacă acum coloana este dreaptă și bazinul s-a îndreptat, am făcut radiografie chiar săptămâna trecută, încă are un număr mai sus și unul mai jos. Și o să mai... Dar tu când te vedeai așa de la spate și vedeai, nu îți dădeai seama, credeai că e dreaptă coloana? În ultima fază, cum să nu-mi dau seama, nici nu se mai vedea un omoplat. Chiar ați difuzat voi o fotografie cu ea într-o bustieră. Un omoplat, omoplatul stâng nu se mai vedea. Era... Dar tu ai tijă acum, nu, Ana? Da, două tije care îți țin coloana. Prinse, da, cu 22 de șuruburi, da. Are practic... Și astea rămân toată viața? Rămân toată viața, da. Cazuri foarte rare se scot, da. Nu mai există posibilitatea coloana să devieze. Da, ai și... anumite restricții? Are restricții la sport, nu are voie să facă parașutism și nu are voie, exact, și nu are voie să facă sporturi de contact. Mă gândesc că fără parașutism poate să supraviețuiască. Da, și cred că și fără sporturile de contact, da, chiar... N-am nevoie. Cătălin, ce să spun, m-am împotrivit ideii de a face operație, da, am fost terminat. Efectiv. Da, am slăbit, cred că 4 kg mi-a căzut părul, mai am 3 fire de două băi și o ploaie, atâta stres și atâta suferință și mi-a fost frică, realmente. Iar așteptând vești din sala de operație la 9 ore să nu știi absolut nimic din ce se întâmplă, în momentul în care am primit, da, primele informații, am primit de fapt cele două radiografii, au început să-mi tremure mâinile, deși aveam ochii plini de lacrimi. Am întrebat instant dacă își mișcă picioarele, pentru că am stat tot timpul cu spaima că există un risc de paralizie, e adevărat, un risc foarte mic. Există. Iar ca părinți am semnat o grămadă de hârtii în care ne-am asumat și acest risc. Știi ce risc? Vreau să te întreb? Asta 9 ore cât Ana a fost în operație, tu ce ai făcut? Unde ai stat? Am stat în rezervă cu Silviu, deci nu am ieșit de acolo. M-am plimbat efectiv, am fost ca un leu în cușcă. Am avut tendința la un moment dat să mă duc la sala de operații, să stau acolo lipită de ușă, măcar să aud ceva informații. Și chiar îmi pare rău că nu am cerut fetelor ceva să mă calmez. Asta pentru că am crezut că fac atac de panică și nu, dar de vreo 3 ori mi s-a întâmplat, simțeam că nu mai pot să mai respir, îmi bătea inima, îmi bubuia inima. Mă uitam la ceas într-una non-stop, m-am uitat la ceas să văd cât este, cât a trecut. Îmi zicea Silviu, te uita și acum 5 minute. Deci în prima oră zice, stai că abia o băgat-o în sală până o curăță, până... Important e că ești bine, Ana, acum, asta contează. Ce poți să faci acum și nu puteai înainte? Păi acum, mă rog, acum nu pot să fac prea multe chestii, dar după 6 luni pot să mă întorc la... La sport. Da, la activitatea mea. Deci în not vrei acum din noiembrie? Da. Și... Și cu dansul? Da, din februarie o să încep să merg la schi. Adică pot să merg la schi. Și te duci la schi? Da. Abia așteaptă, da. Abia și cred că tu ești cu inima ca un purice, nu? Uite, chiar îmi povestea doctorul Thierry vineri că a avut un caz, o puștoaică, tot așa operată, cu, cred că a avut o scolioză mai mare decât ea, s-a întors la echitație, făcea echitație, a căzut de pe cal și și-a rupt clavicula, cred. Coloana n-a avut nimic de suferit, nu s-a întâmplat nimic și a rupt clavicula. Adică riscul să se întâmple ceva la coloană trebuie să fie un accident
foarte mare, foarte dur, da, să aibă un șoc care să... Eu știu că mai face, se mai întâmplă ceva în martie, da. Și anume când faci 16 ani. În februarie, 16 februarie. Faci 16 ani, da. Pe lângă schi, știu că îți mai dorește ceva. Vrei să, dai, vrei să dai de carnet, nu? Curs de legislație. Da. Acum pe 14 noiembrie va merge la școala de șofer. Și la 16 ani ai voie să conduci mașina? Pentru categoria B1. Da. Am zis să-ți dăm noi primii mămăliga. Să o pui acolo în geam. Mulțumesc! Și să n-ai accidente. Și să mergi corect, să înveți de la părinții tăi. Și mai are ceva, fii atent. Ți-am făcut exact. Ai zis tu mai devreme că te pregătești cu dansurile pentru Miss Boboc și eu mă gândeam deja să ți-e dau Miss Cleopatra. Ce gata. Să-l avem gata pentru tine așa? Pregătit. Așa, da. Pentru că tu tot te pregătești pentru dansuri, cu dansurile pentru Miss Cleopatra, știi cum e, sănătoasă ești, frumoasă ești, ce-ți mai trebuie, Miss ești. Doar să ai grijă de tine în continuare. Mulțumesc. Și niște studii. Și mă bucur mult că tot că te-am revăzut. Doamne, nu vine să cred că copilul ăsta care cât vine de înaltă ciucă era... A crescut 7 cm, după să știe. După operație 7 cm. 7 cm, da. Adică în câteva... Da, practic i-a îndreptat coloana și a recâștigat centimetri pe care trebuia să îi aibă în mod normal. De 7 cm a crescut, dar coloana, da, i s-a curbat. Mamă, uite-te aici. Însă puștul de care spuneam mai devreme, de 134 de grade, în povestea medicul Tierică, a crescut 14 cm, a fost cea mai mare creștere. Și chiar imediat după operație, la 2 zile, când s-a ridicat din pat, am observat că este mai înaltă, dar am zis, hai că mi se pare mie când am mai văzut-o în picioare de 2 zile. Iar când am măsurat-o, recunosc că m-am bucurat. Nu-mi calcă pe urme, nu o să fie înaltă ca mine, nici nu-mi doresc să fie înaltă cât mine. Nu vrei? Important e să fie sănătoasă. Eu nu vreau. Nu vrei să fii când mama ta de înaltă? Nu. De ce? Nu știu, nu vreau. Dar ea știe câte probleme are mama cu hainele? Nu neapărat.